Ideea este că tocmai asta o să vorbim noi astăzi. Astea sunt, cum vă spuneam, hainele cu care am rămas eu în dressingul meu după ce am făcut un pic de curățenie. Și noi cam asta facem întotdeauna primăvara. Facem un pic de curățenie, scoatem de acolo ce nu purtăm sau n-am purtat câțiva ani și considerăm că ne este deprisos. Nu-i așa, Elida? Bună dimineața, bună dimineața, bine ai venit! Bine v-am regăsit, deci să înțeleagă toată lumea că după ce ai făcut curățenie în dulap, ai rămas... Am rămas doar cu acest depies primit în dar, practic, de ziua mea de la Adina. Adică doar cu atât am rămas. Nu, glumesc. Mai am câte ceva, dar vreau să vorbim despre ce ar trebui să scoatem din garderoba noastră atunci când vine primăvara. La da, ce pentru renunțăm? Că avem tendința să păstrăm hainele vechi. Indiferent că ele au suferit o uzură fizică sau una morală, că îmi place să spun așa. Uzură fizică pentru că s-au deteriorat sau pentru că nu ne mai vin pur și simplu. Adică silueta noastră s-a transformat, a căpătat modificări. Sau nu le mai purtăm pentru că am schimbat jobul, de exemplu. Sau pur și simplu nu se mai potrivesc în niciun context pe care, să zicem, la evenimente sau la job, acolo unde noi... Chiar asta e o temă foarte bună, că dacă îți schimbi locul de muncă și te duci într-un loc unde practic trebuie să fii îmbrăcat așa la 4 ace și tu acasă ai numai training-uri și basket, cum spun eu, e destul de complicat. Trebuie să schimbi ceva în garderoba ta și să mai dai din ele la o parte. Exact. Când se modifică silueta, la fel. Vei spune că am haine pe care trebuie să le modific, trebuie să le scurtez, să le strâmtez. Ei bine, nu vei face asta niciodată, doar vrei să scapi un pic sau să păstrezi anumite piese și nu vrei să renunți la ele. Poate de unele ne e și drag așa, poate cine știe, știi cum îți țin amintire cu bluza asta. Am ieșit eu în oraș când m-am întâlnit eu cu tărică și o ții acolo de... Eu am avut o treabă de asta și am ținut la un moment dat o bluză, dar am renunțat, evident. Deci hainele cu valoare sentimentală, la asta te referi tu acum. Da. Însă, de menționat că hainele vechi, vechiturile pe care le avem în dulap, nu sunt haine vintage, da? Că sunt persoane care se gândesc și la treaba asta. Că hainele vechi, vai, vor căpăta o valoare în timp. Nu, hainele vintage sunt cele considerate după 20, 30, 40 de ani, da? Acelea sunt și se înscriu în anumite curente din modă, de exemplu. Ce ai tu aici pe stand-ul acesta? În ce se încadrează, ca să știu? Eu am ales ceva piese care, să spunem că nu se mai poartă, da? Suferă o uzură morală, deci nu se mai poartă. Practic ne lovesc la retină, dacă ne... Ne lovesc. De exemplu, jeansii. Atât femeile cât și bărbații păstrează foarte multe perechi de jeansi, deși nu le mai poartă vreodată. Aici avem o pereche de jeansi cu talie joasă. Revine acest trend cu jeansul cu talie joasă. Însă, nu-i vei mai purta pe cei pe care i-ai purtat tu în 2002 sau în 2005, da? Niciodată. La fel, jeansii aceștia cu aplicații. Nu se mai poartă aplicații, nu? Nu mai. Și nu. Nici cei măzgăliți cu nici tot felul de... Nici cei deteriorați foarte tare, da? Deci, clar, acești jeansi nu-i vei mai pune, eu pot să-i și arunc la coș? Poți, da, sigur că da. Deci nu-i mai. Da, bineînțeles. Pune acolo tot ce nu ne mai trebuie. Fustele de tiul. Oh! Există cu siguranță în multe garderobe aceste fuste, pe diferite lungimi. Asta e o fustă mini din tiul, da? Fustele midi. Poți să faci cadou. Ai avut cu siguranță. Da. O purtai cu o jachetă din piele, din aia biker, nu? Da. Și cu bocan și se părea foarte cool. Da, mi se părea că sunt cool și un maiou de desubt și aia era, nu? Deci dacă aveți o astfel de fustă, o donăm, de exemplu, la grădiniță, sunt petrecerile acelea, da? Pentru copii. Da. Și ele poartă, fetițele poartă aceste fustițe de tiul. Se duc la balet. Exact, deci nu. Dacă avem acest tip de fustă, renunțăm la el, clar. Nu. Dar ce crezi că se întâmplă dacă totuși într-o zi îmi pun o astfel de fustă și ieși pe stradă? Nu se întâmplă nimic, însă eu cred că persoanele care au acest tip de fustă în dulap se uită la ea, doar că trec repede peste, adică nu mai apelează să se îmbrace cu ea încă o dată. Arătăm caragios dacă punem așa ceva pe noi. Aceste maiouri, ți le amintești? Dar cum să nu, dar n-am avut, toți franjurii la mine erau. Maiourile astea tip anii 90 care se purtau peste colanți. Da, bravo, peste colanți și bașchet în picioare, da. Deși colanții ies, îi păstrăm doar când mergem la sală sau când facem o activitate sportivă, de alergare în parc sau așa mai departe. Erau franjuri latino, erau de bailamos. Deci aceste maiouri, chiar dacă se întoarce trendul anilor 90, nu te vei mai întoarce la aceste maiouri pe care tu le-ai păstrat în speranța sau în ideea că vreodată le vei purta. Putem să-l modificăm, spre exemplu, dacă îi tăiem franjurii aia, să-l facem altfel?
altfel? Da, eventual. Doar că nu toate persoanele au în casă o foarfecă. Tu spuneai că intervii pe anumite haine, da. Cu ce? Cu foarfeca? Da, mai tai cu foarfeca de mea. De bucătărie. Exact. Da? Deci nu este indicat atât să facem asta. Da? Deci renunțăm la renunțăm mai bine și luăm altceva. Dresurile colorate. Da? Albinuța. Dresuri alte... colorate, da. Chiar dacă sunt uni sau chiar dacă sunt, nu știu, în diverse dress, combinații. Aici am, da. Îți imaginezi picioare, mm-hmm. Da? Care poartă acest tip de dres. Da? Da. Cum le spuneam? Moartea pasiunii. Deci, nu. Am vrut să zici deci, tu. Nu, da. Nu, așa deci, vorbim, nu, așa vorbeam noi și de fiecare dată râdeam de treaba asta. Exact. Aceste rochii, baby nu doll. Se mai poartă baby doll, da. Deloc. Deci nu? Renunțăm la ele, avem grijă la calitatea materialului. Dacă avem aceste satinuri, poliester, renunțăm la ele pentru că nu. Deci clar, în niciun fel de context nu sunt potrivite. Nu sunt potrivite. Da? Au un luciu nefiresc. Nici măcar la un bal, dacă ar nici fi să măcar, fie. Deci nici croiul rochiei, nici croiul, nici material. Dar nici materialul. Da. Uite, mie asta îmi place, adică v-a să zic că de ce n-ar fi bună? Asta este o centură da. Din zona taliei, la fel s-a purtat, a fost un trend cumva chiar și pe podiumuri foarte prezent, da. Da? Dar aș spune să renunțăm la ele, da? Pentru că încarcă ciudat orice. Uite, lasă asta, dă-mi o mie, da, dacă poți să pui eu... Diana, poți să pui o centură da. Cu aceste zale, dar mult mai mari și nu atât de încărcate, nu cu bănuți și cu alte accesorii da, pe ele. Niște accesorii. Bine. Da? La, deci două, nu. Două, cam ajuns la accesorii, aceste coliere. Oh, chiar da. Dacă îți place accentul punk. Da? Deci nu ieșim pe stradă cu acest tip de ținte. Nu. Nu. Nu se mai poartă numai. Suntem nu. 2023. Da. Deci și... nu. Și în niciun caz, nici astea. Nu? Nici dacă mergem la disco, deci dacă aici, e vreun festival, dacă... Nu, aici dacă urci pe scenă, da, poate că da. Dar să poți astfel de materiale holografice pe stradă sau, nu știu, niciun fel de context nu le văd. Da? Nu, sau nu. Acele sacouri... Colorate, se poartă imprimeu, da, de ce zici? Da, se poartă imprimeuri, dar uite, un sacou care îmbrăcat arată foarte rău pentru că materialul nu este potrivit pentru sacou, este un material potrivit pentru un training, da? Și nu am vrut să mă refer la imprimeu neapărat, ci la materialul nepotrivit pentru asemenea haină, da. Pentru un sacou foarte importante sunt materialele și accesoriile auxiliare care se regăsesc pe interiorul sacoului și dau acea ținută. Și iată cum avem un dulap gol, dintr-o dată, gol, care trebuie umplut și astfel m-am aflat eu în această situație, de aceea această poză, pentru că eu nu am avut cu ce să mă mai îmbrac. Asta era ideea și îți mulțumesc, Elida, pentru această roche frumoasă, că azi n-aveam ce să pun pe mine. Mulțumim, Elida, pentru toate sfaturile tale.